faceți, dragilor? Bine. Am terminat Spartan Race, neaccidentați, în regulă, întregi. Ce o să facem astăzi? O să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat la Spartan Race. O să vorbim din experiența noastră, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ce obstacole vi s-au părut foarte grele, ce a fost traumatizant, ce nu, dureri, dacă aveți, dacă nu aveți, ca să vadă și ceilalți și poate vor să participe și ei la anul la Spartan Race și trebuie să le dăm așa câteva sfaturi să știe ce o să se întâmple cu ei. Ok? Diana. Ia, povestește-mi puțin. O să încep de când am dat primul interviu, okay. În care m-a întrebat de ce m-aș duce la Spartan Race și am zis pentru o curiozitate și mai ales că vreau să văd ce se întâmplă acolo. Mi-a plăcut foarte mult. Aș repeta experiența de 10.000 de ori. Însă au fost anumite situații în care m-am frustrat foarte tare, anumiți oameni care n-au avut respectul să se dea, tu fiind într-o competiție, ei aveau impresia că se plimbă pe stradă și tu vrei să alergi acolo și nu puteai să-i depășești. Ce mi-a fost foarte greu și, să spunem așa, aș vrea să depășesc obstacolul ăsta pe viitor, anumite obstacole, cum ar fi monkey bursul, urcatul pe sfoară, adică astea pentru mine au fost dificile și ar trebui să fac penalizări mai multe. Accidentări n-au fost grave, să spunem o mică luxație de gleznă, dar mi-am revenit pe parcurs. Vânătăi? Vânătăi pe tot corpul, da. Da, da, da. Ai trăit ceva în timpul competiției? Adică când ți-a fost greu sau nu ți-a fost greu? Sau te-ai gândit la ceva anume? Mai mult să spun că m-am frustrat pentru că știam că pot să alerg și pot să depășesc anumite persoane și nu am reușit, repet, din cauza aglomerației și a oamenilor. Au fost momente în care am omețit foarte tare și stăteam și mă gândeam, zic, Doamne, ce caut aici? Dar pe parcurs a început să placă din ce în ce mai mult. Și când am ajuns la linia de finish și v-am auzit pe toți strigând, atunci am realizat că, băi, chiar am făcut chestia asta și chiar aș vrea să o mai fac. Okay. Și chiar aș vrea să o mai fac. Să o repet din nou. Bun. Ne bucurăm că ești întreagă, când sunt accidente mult mai mari. Ce mă bucur. Și la anul 10K? 10K. Și poate și mai sus. Foarte bine. Bravo, felicitări. Da, mulțumesc. Ce fac, Augustin? Bine, Andy. Ce etapă ai făcut tu, sprint? Sprint de 5 km, că avea fost 7 și cu 20 de obstacole. Ți-a fost frică? Nu. Am luat-o ca pe o distracție, dar pe parcurs am văzut că nu este chiar așa. Dacă m-aș fi pregătit mai bine pe partea de rezistență, chiar cred că poți să te bucuri într-adevăr de etapa asta. Ce obstacol ți-a părut cel mai greu? Cel mai greu? Sfoara. Sfoara. Mai aveam atât de puțin, o palmă mai aveam să atâmplu clopoțelul și mi-a cedat mâna și am picat. Dar n-ai căzut? N-am picat pe salteluță, dar a fost ok. Câte obstacole n-ai făcut? 4 n-am reușit să fac. Și ce ai făcut în schimb lor? Ce pedepse ai făcut? Mers, alergat în jur de cerc, da? Da. Și burpees. Burpees. Julituri, accidente? Puțin glezna stângă și la degete aici de când am picat pe sfoară, dar în rest ok. Și acum ești bine, n-ai nimic? Sunt bine, puțin dureri la coate am văzut, dar în rest am fost ok. Cât ai scos? În jur de oră și 10 și imediat după mine a venit și Mihaela. Bravo! Ți-a fost chiar ok. Dacă m-aș fi pregătit, cred că aș fi scos și mai bine. Și pe viitor sper să reușesc să mă pregătesc pe partea de rezistență. Când vezi dacă ești pregătit pe de anduranță, probele sunt foarte interesante și chiar poți să te bucuri de ele. Cât ai făcut? 7? 6? Sau a fost mai mult, nu? De 5K? Da, 7 km. Așa, 5 km, dar de fapt s-au fost în jur de 7. 20. Bravo, Augustin! Îți mulțumesc și sper să ne revedem la anul.